Pe imaginile surprinse de camera de supraveghere se vede cum fetița de 12 ani se desprinde de grup și se angajează în traversarea regulamentară a străzii. O șoferiță de 30 de ani din Calvin, care circula dinspre Bâșcenii de Sus, nu schițează niciun gest și o izbește în plin, proiectând-o în șanț. Oamenii se grăbesc să-i acorde primul ajutor și sună la 112, o ambulanță ajungând în scurt timp la fața locului și preluând-o pe fată. Micuța a ajuns la unitatea de primiri urgențe a Spitalului Județean Buzău, iar acum se află în afara oricărui pericol. Minora a fost ținută sub supraveghere și nu are răni care să-i pună viața în pericol, iar astăzi va fi externată. Șoferița se va alege cu dosar penal pentru vătămare corporală din culpă.